La nivel central, pentru că sunt subiecte extrem de fierbinți în aceste zile cu formarea guvernului, ați văzut că la nivel de Partid Social Democrat, ceea ce am cerut noi, prin deputat, senator și cei care fac parte din Consiliul Național Politic, trebuie să rezolvăm și să reușim în alcătuirea unui guvern două lucruri fundamentale. Odată premierul să fie din partea PSD în persoana președintelui domnului Marcel Ciolacu și să avem reprezentare în ministere de peste 50%. Dintr-un lucru extrem de simplu, electoratul a stabilit acest procent, noi am câștigat alegerile și atunci, sigur, pe cale de consecință, logica și rațiunea constituțională spune că Partidul Social Democrat trebuie să fie, dacă vreți, partidul principal în jurul căruia să se formeze guvernul prin desemnarea primului premier, că există o discuție pe o rotativă și jumătate din ministere. Mai sunt discuții cu privire la ministerele extrem de importante și aici vorbim de ministerele de aviz. Sunt două ministere de aviz, e vorba de justiție și de finanțe. Logica spune că ar trebui un minister la PNL și un minister la PSD. Mai vorbim de ministerele din zona de apărare, siguranță publică, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale, la fel logica zice că ar trebui să vină în oglindă unul la PNL, unul la PSD, sigur, și celelalte discuții pe care le avem. Informațiile mele sunt că, până la urmă, așa o să fie, noi o să primim 50% din ministere, încă nu au fost definite, pentru că Partidul Social Democrat a negociat programe, nu a negociat persoane. Urmează ca în momentul în care vor fi stabilite, clar, va fi organigrama stabilită cu premier și structura juridică a ministerului, atunci vom discuta și persoane. Cam asta ar fi la nivel central. Săptămâna viitoare, din ce știu eu, o să avem guvern undeva, joi vine, probabil în Parlamentul României o să votăm în plenul reunit guvernul. Este obligatoriu acest lucru pentru că, știți mai bine decât mine, trebuie rectificare de buget urgent, trebuie formulat bugetul pentru 2022, iar guvernul minoritar demis nu are aceste atribuțiuni constituționale. Dacă sunt întrebări pe această temă. Va fi reactivat premier? Nu, nu. Partidul Social Democrat a votat în unanimitate ca domnul Marcel Ciolacu să fie cel cu care mergem la negocieri pentru a fi desemnat premier. Domnul Rafila, am înțeles eu, se ocupă sau ar trebui să facă parte din, să ia pe preia Ministerul Sănătății. Eu nu mă simt deloc confortabil în poziția asta, dar trebuie, n-avem variantă, sincer, n-avem variantă. Am analizat din toate perspectivele constituționale și nu cred că există la momentul ăsta altă variantă decât cea pe care o asumăm acum. Sigur că ați văzut că am încercat să-mi impunem în mod clar, apăsat și extrem de bine punctele de vedere din perspectiva programului de guvernare. Când vorbim de salarizare, când vorbim de pensii, când vorbim de alocații, adică practic vrem acele majorări pentru că salariul mic de bază minim brut, pentru că nivelul de trai a scăzut atât de mult încât este nevoie și din această perspectivă, cel puțin să facem un joc cu sumă zero, să mergem peste inflație. Că ați văzut că era discuția la pensii, ei vreau cu 6% ori inflație o să ajungă undeva la 8%. 7%, păi era... Exact, deci era sub inflație. Practic oamenii nici măcar nu egalizau puterea de cumpărare pe care au pierdut-o. Iar varianta PSD e undeva de 11-12% începând cu 1 decembrie, după care trebuie să fie aplicată legea 127 din 2019 până la cel 40% punct de pensie pe care știți că i-au prorogat acea lege, au aplicat în 2020 un 14%, după care au prorogat. În 2021 nu au aplicat nimic. Și sperăm că în 2022 trebuie să ajungem la finalitatea acestei legi, pentru că sunt multe... Acum pe urmă să există posibilitatea să vină un al treilea candidat în premier, mă gândesc că poate să fie un consilier prezidențial. Nu, nu exclus. E greu să aveți sub prefect? La prefectură mi-aș dori să plece actualul prefect, să fie schimbat și îl vedem cum se negociază. Întâi, haide să ajungem acolo, că v-am zis deocamdată că nu s-a... Mâine e joi. Păi mâine e joi, da. Mâine e joi, dar încă nu aveam guvernul votat. Azi e joi, da. Mâine vine. Săptămâna viitoare. Noi ne dorim prefectul, de ce nu? Dar lucrurile astea vor fi discutate, vor fi negociate în plan secundar după ce guvernul va fi investit. Este clar că vom avea ori prefect, ori subprefect și secretar general, adică discuțiile vor fi negocierea subsidiară după instalarea